Ura de sine. Este un curent foarte periculos în timpurile noastre, un curent susținut de neomarxiști, începând cu filozofia lui Nietzsche. Observăm în ziua de astăzi tot felul de atacuri la adresa corpului uman, la adresa minții umane, la adresa copiilor, la adresa tinerilor, la adresa bătrânilor, care are în centru ura de sine. Să urăști pentru că un popor există, să urăști pentru că un grup există, că o nație există, că o rasă există, dar în același timp să te urăști pe tine. Să te urăști pe tine ca ce? Să nu fii de acord cu corpul tău, cu mintea ta, cu situația ta, cu starea ta socială și să trăiești într-o permanentă ură față de tine și față de ceilalți. Ura de sine intră și la capitolul ura față de părinți. Să-ți urăști părintele, să-ți urăști aproapele. Și dacă trăiești într-o permanentă ură de tine însuți și de celălalt, cum mai poți să trăiești pe acest pământ? Cum tăm noi pentru pace în zilele de astăzi, când războiul este peste tot, se pare? Joaca de războiul este în mințile tuturor. Pentru că dacă ne uităm cu 30 de ani în urmă, tineretul și copiii au fost educați mental să ucidă, să fie soldați. Iar acum războiul din calculatoare este foarte prezent în realitate. Ura de sine vine într-o contradicție flagrantă cu ceea ce a zis Mântuitorul Hristos: iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă tu, la nivelul raportului tău cu tine, ești în această ură de sine permanentă, o ură pe care o vedem propagată peste tot prin curentul neomarxist și nu numai, pentru că nu putem să dăm vina doar pe asta, cum poți să mai trăiești în armonie cu tine însuți și însăți? Cum poți să te mai respecti pe tine? Ura de sine cuprinde în ea și toate aceste experimente la nivelul corpului omenesc. Cum poți tu să pui în corpul tău tot felul de substanțe și să accepti că la nivelul corpului tău să duci tot felul de experimente care duc până la urmă la durere, la suferință, la depresie, la tot felul de lucruri rele care se pot întâmpla și tot să faci asta doar din cauza unei propagande permanente care are în centru ura de sine? Asta nu este de la Dumnezeu. În momentul în care tu îl iubești pe Dumnezeu, nu poți să ajungi să te urăști pe tine. Este ceva împotriva Creatorului tău și împotriva ta însuți. Dar este un flagel care este ca la nivelul unei epidemii. Cum să trăiești într-o permanentă ură de tine? Când, de fapt, sensul adevărat al vieții este să te iubești pe tine și să-L iubești pe Dumnezeu, și pentru că-L iubești pe Dumnezeu, te iubești pe tine. Și iubindu-te pe tine, îl iubești pe aproapele. Sigur că nu e simplu. Sigur că ai foarte multe minusuri pe care le vezi. Sigur că îți dai seama că trebuie să lucrezi foarte mult cu tine însuți. Sigur că sunt foarte multe de așezat și de pus în fața lui Dumnezeu. Dar aceasta nu este ură de sine, ci este dragoste de Dumnezeu și dragoste de evoluție. Dragoste pentru a fi în dezvoltare, pentru a fi pe această cale, pentru a fi întru acest demers, acest drum. Nu trebuie să acceptăm la nivelul sufletului nostru nicio formă de ură de sine, pentru că este ca o travă, ca o substanță toxică care ne alterează personalitatea, conștiința, atitudinea, ne slăbește voința și ne rupe de Dumnezeu. Ura de sine are în miezul ei acea disperare sau acea deznădejde totală, care este unul dintre cele mai mari păcate, pentru că este considerată de Sfinții Părinți și manualele de ascetică unul dintre cele mai mari păcate. Deznădejdea aceea totală înseamnă că, de fapt, tu nu mai ai niciun fel de încredere în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este esențială.
Fără credința în Dumnezeu și fără credința în tine însuți, nu poți să evoluezi, iar ura de sine este cea mai mare aberație și cea mai mare disoluție și cea mai mare înșelare și autodistrugere al secolului nostru. Trăim în veacul celor mai mari descoperiri științifice, cu dezvoltări fantastice ale tehnicii. Și mereu se spune că omul și-a pierdut sufletul acumulând aceste valori materiale. Dar nu trebuie să acceptăm acest lucru. Trebuie să descoperim și să nu părăsim niciodată această dimensiune a noastră legându-ne de Dumnezeu, pentru că aceasta ne menține în a fi oameni. Ești om pentru că lupți pentru pacea lumii. Ești om pentru că ești creat de Dumnezeu. Ești om pentru că ești așa cum ești, pentru că ești creat de Cel prea măreț, de Cel infinit, de Cel care este, de Cel care le-a adus pe toate la creație, la frumusețe. Ura de sine este o tendință și o direcție foarte destructivă în secolul nostru și nu trebuie să acceptăm la nivelul conștiinței, la nivelul voinței, la nivelul actelor noastre intime și lăuntrice, ci așezându-ne în rugăciune în fața lui Hristos, trebuie să topim această tendință și trebuie să ne educăm tinerii și copiii ca în permanență să se lupte cu ei înșiși și să dizolve prin rugăciune și prin forța interioară și forța mentală aceste direcții. Și gândiți-vă în trecut cât de mult vorbeau bunicile noastre și mamele noastre de Dumnezeu în casă. Același lucru trebuie să facem și noi, pe toate rețelele de social media, la nivelul nostru mic și la nivelul familiei, la nivelul prietenilor, la nivelul copiilor din jurul nostru, la nivelul tinerilor din jurul nostru. Chiar dacă lumea a luat o razna, noi nu trebuie să luăm razna, Noi trebuie să luptăm prin toate forțele pe care le avem ca să nu acceptăm războiul, să nu acceptăm autodistrugerea, să nu acceptăm toate aceste tendințe care ne distrug pe noi și ne îndepărtează de binele pe care trebuie să-l trăim și mai ales ne rupe pe noi de Dumnezeu și de veșnicia care ne așteaptă să o trăim alături de El.